Traian Bădulescu, consultant în turism, este alături de noi. Bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am regăsit, cu mare drag! Bine ați revenit și mă gândeam, dacă vrem să plecăm acum în luna august, domnule Traian Bădulescu, la ce prețuri să ne așteptăm? Într-adevăr, în general, prețurile sunt mai mari pentru că august cam este luna concediilor și în România și multe alte țări, cel puțin din emisfera nordică. Cam acum începe vârful de sezon, începând din acest weekend, cam merge mai mulți turiști la mare sau în alte destinații, la munte. Deci e cam cel mai scump. Dacă alegem să plecăm în august, e cam e vârful, da? Clar. E o realitate, pentru că cu cât e vârf de sezon, cu atât e mai scump. Este normal, pentru că e cererea mai mare. Dar scumpul este relativ. Sunt locuri unde poți să plătești mai puțin, locuri unde poți să plătești ceva mai mult. Depinde unde vrei, în ce stațiune, în ce destinație, la ce tip de hotel. Este o idee bună să avem puțin răbdare și să mai așteptăm până în septembrie, se ieftinește mult atunci? Da, în septembrie sunt prețuri cu până la 50% mai mici față de august uneori, mai ales după ce încep vacanțe, după ce se termină vacanțele copiilor, pentru că scade și cererea, bineînțeles, și mai ales după 10 septembrie, atât în România, cât și în alte țări, Bulgaria, Grecia, Turcia, sunt prețuri mai mici. Dar acum depinde și de timpul fiecăruia, pentru că nu toți își pot permite concedii în septembrie. Și asta e adevărat, ați spus Bulgaria, Grecia, Turcia, automat mintea mea a plecat la mare și dacă tot avem un consultant în turism aici, v-aș întreba unde ne recomandați să mergem la mare vara asta? Sunt foarte multe destinații. Pentru familiile cu copii mici sau cei care nu vor să se îndepărteze prea mult de casă, litoralul românesc odată, mai ales sudul litoralului s-a dezvoltat foarte mult pe partea de familii, au apărut din ce în ce mai multe hoteluri all-inclusiv, apoi litoralul bulgăresc, care este aproape la aceeași distanță, maxim 5 ore de mers cu automobilul dacă mergem în sudul litoralului bulgăresc. Avantajul lor că au multe hoteluri în regim all-inclusiv la prețuri decente și all-inclusivurile sunt foarte bune, mai ales pentru familiile cu copii, știm cu toții. Dar am început și noi să avem, avem și noi aproape, chiar peste 40 de hoteluri all-inclusiv. În anii 2000 aveam doar unul, două. Avem la noi în țară peste 40 de hoteluri all-inclusiv? Da, pe litoral avem peste 40. La noi? A venit și la noi, deși acum 10-15 ani chiar și hotelieri erau sceptici, pentru că spuneau românii nu vor în România all-inclusiv. De ce? Dacă găsesc calitate și prețuri asemănătoare, vor și la noi. Interesant. Haideți să luăm ca exemplu o familie cu copii. Ce destinații ne recomandați în țară? Unde ar fi o idee bună să mergem? Pe lângă sudul litoralului, care este dedicat în special familiilor cu copii, stațiunile care țin de Mangalia, de la Neptun, Olimp, până la Saturn, Venus și Eforie, recomand pentru cei care vor liniște turismul rural. Și avem foarte multe zone superbe. Turismul rural este și pentru cei care vor un pic mai răcoare. Ne așteaptă o vară foarte caniculară, știm cu toții. E normal, e vară până la urmă. Destul deja și mai avem. Vara e cald, până la urmă vara vrem soare. Recomand zone precum Fundata, Bran Moeciu, Maramureș, Bucovina, pentru cei care își permit mai mult de un weekend ca timp, pentru că e o distanță numai până ajungi acolo. Mărginimea Sibiului, Oltenia de sub munte, Neamț, sunt foarte multe zone de turism rural dezvoltate. Apoi recomand stațiunile montane. Pentru cei cu buget ceva mai mare, avem Poiana, Brașov și Predeal, unde sunt multe hoteluri de 4 stele, 4 stele plus 5 stele. Cred că e interesat, auzit de persoane cu buget mai mare și șurubel, cred că e interesat. Sincer, știi ce voiam să întreb, domnule Bătulescu? Eu aveam o altă propunere. Haideți să facem și recomandări pentru tineri fără copii, că poate sunt așa doi îndrăgostiți care vor să se ducă, păi să, să se distreze. Unde te regăsești tu, șurubel, în această întrebare? Ești cumva tânăr? Așa îmi place să cred, Bogdan. Așa îmi place. Deci, haideți să mergem și cu tinerii care vor să se distreze și n-au copii după ei. Unde merg tinerii? E foarte bună întrebarea și din ce în ce mai mulți tineri încep să călătorească și la, și la noi. A devenit o tradiție. Atât cupluri cât și single sau grupuri de prieteni. Începem de la litoral. Pentru litoralul românesc le recomand de data asta nordul litoralului și extrema sudică, extremele atractive. Adică și Vama Veche, sper. Și Vama Veche 2 mai, Mamaia Nord, Năvodari, clasic deja. Și sper și Costineștiul, zic sper că sunt vile de calitate, dar e de investit mult acolo. Până la urmă Costineștiul era stațiunea elevilor, studenților, stațiunea reală a tineretului. Dacă tinerii vor să petreacă
și ceva drumeții într-un cadru natural, turismul rural, se pot închiria cu totul pensiuni. O cabană. Pentru, cabană, un grup, da. Pentru un grup de prieteni este excelent o pensiune cu între 5 și 15 camere, cam cât are o pensiune, ca să nu-i deranjeze nimeni. Deci ai opțiuni, șurubel, ai opțiuni, stai liniștit, tinere, îți găsești tu ceva distractiv. Stațiuni, chiar și stațiuni balneare, o să râdeți, am descoperit recent Borsecul. Da? Balnear nu înseamnă numai la tratament. Au apărut multe centre spa și wellness și e o plăcere să stai într-o piscină la soare, dar într-un aer de munte și pe un vârf de munte. Mai exact unde sunt aceste stațiuni și balneare? Că eu chiar sunt interesat. Avem o tânără aici. O tânără. O tânără în devenire. În devenire. Cu toții Speranța. Suntem tineri aici. Nu, cred că o să mai discutați voi 40 de minute după emisiune. Vreau să plecăm puțin peste granițele țării, să ne dați sfaturi pentru o săptămână, să zicem, în afara țării. Unde să mergem în vacanță? Depinde foarte mult de tipologia turistului. Poate aveți câteva recomandări interesante. Avem familii cu copii, familii fără copii, cupluri. Pentru familiile cu copii recomand într-adevăr hotelurile all inclusiv sau cu mai multe servicii de masă, măcar demi-pensiune. Aici, pe lângă destinațiile clasice, Bulgaria, Grecia și Turcia, au început să crească din nou și alte destinații sau să apară chiar unele noi. Tunisia e solicitată din nou și zborul nu durează foarte mult, 2 ore și jumătate. Există curse directe charter. Egiptul are resorturi de calitate, doar că e foarte cald acum, vara. Nu recomand în anumite destinații să stai la prânz pe plajă doar dimineața și seara. Nici la noi nu poți să stai la prânz pe plajă, dar așa este, destinații dar mai la sud, într-o destinație mediteraneană. Dar dacă ne construim exotică acum bugetul și ne imaginăm o săptămână în străinătate, care vi se pare un buget rezonabil? Bine, pentru o familie, un buget pornește pentru o săptămână de undeva de la 600-700 de euro. Dacă adăugăm și un copil sau mai mulți, aici mai crește. Aici vorbesc de cazare. Vorbesc, sau ce-ați inclus? Vorbesc strict de cazare, așa este. Dacă ne referim doar la cazare, Bulgaria sau Grecia, nordul Greciei, Tasos, dar Paralia Caterini, Halkidiki, dar cu tot cu transport sunt destinații unde de persoană se poate plăti la anumite oferte speciale între 500 și 600-700 de euro cu tot cu zbor. Și aici mă refer la Egipt, Malta, care e o destinație foarte interesantă și a început din nou să fie căutată de către turiști. Spania, la fel, este în creștere, chiar dacă e foarte cald acum, dar până la urmă este vară și asta e, avem unele veri mai calde, unele mai puțin calde. Anul ăsta se pare că e un an secetos. Da, și tocmai de aia am văzut pe Instagram foarte mulți oameni care caută destinații exotice. Ce puteți să ne recomandați din zona asta? Da, și din ce în ce mai mulți turiști merg chiar și în sezonul estival în destinații exotice. De exemplu, sunt la mare căutare insulele din Oceanul Indian. E drept că aici vorbim de un buget ceva mai mare, de la 2000 de euro, 1500-2000 de euro de persoană în sus, dar avem și un zbor destul de lung și sunt foarte căutate Seychelles, Maldive și aș sublinia Zanzibar. În Zanzibar sunt tarife ceva mai mici, zborul poate să ajungă dacă rezervi din timp. Recomand întotdeauna turiștilor să rezerve din timp dacă pot. Și biletele de avion și pachetul turistic cu totul. În Zanzibar, nu știu dacă știați, sunt peste 20 de investitori români. Deci sunt peste 20 de hoteluri și vile. Suntem peste tot acasă. Zanzibar, pământ românesc. De chinute, da, exact. De nou Zanzibar. Zanzibar, noul Tasos. Exact. În anii 2000 devenise Albena, pământ românesc. După aceea ne-am dus mai la sud Tasos și acum am ajuns mult mai la sud în Zanzibar. Ne-am cam dus. Am rămas și eu surprins când am aflat, dar am vorbit cu câțiva români din comunitatea de acolo. Prețurile sunt destul de decente. Atenție, o destinație exotică nu înseamnă neapărat scump. Poți să stai și la 3 stele dacă nu ai un buget corespunzător. Dar zborul, cel puțin ce mai scump. Drumul este scump atunci când alegi o destinație. Da, un zbor la multe mii de kilometri pornește de undeva de la 600-700 de euro. N-are cum să fie mai ieftin, într-adevăr. Mulțumim frumos pentru informații. Cu mare drag, mulțumesc și eu. Mulțumim.